Bună, numele meu este Oana Drăgulescu și în episodul de astăzi de la FitPoint vom discuta despre una dintre cele mai populare diete din lume. Dacă vă gândiți la dieta ketogenică, atunci aveți dreptate. Vom discuta despre ce este cetoza, de ce această dietă este atât de populară, care sunt aspectele sale pozitive și negative și dacă este cu adevărat eficientă. Rezultatele vă pot uimi. În momentul actual, reclamele de genul pierde 2 kg pe săptămână sau vrei să slăbești, știm cum să o faci, sunt foarte comune. După ce dați click pe aceste anunțuri, este posibil să fiți redirecționați către o pagină care oferă o gamă întreagă de produse cu conținut scăzut de carbohidrați sau chiar un plan de dietă prestabilit. Este practic o dietă care se bazează pe o cantitate redusă de carbohidrați și o cantitate mare de grăsimi. În timp ce în cazul unei diete normale trebuie să consumați între 45 și 55% carbohidrați, între 15 și 20% proteine și până la 30% grăsimi, dieta keto vă permite să consumați doar 5% carbohidrați. Cu toate acestea, grăsimile reprezintă până la 75% din aportul total de energie. Ideea acestei diete este de a forța organismul să ardă grăsimi ca sursă de energie, deoarece organismul are un conținut scăzut de carbohidrați. Carbohidrații sunt de obicei transformați în glucoză, care este apoi transportată în organism și reprezintă cea mai bună sursă de energie. Dacă vă interesează o astfel de dietă, ar trebui să știți totuși câteva lucruri. În primul rând, oricât de grozavă vi se pare, este departe de a fi ideală pentru corpul vostru. Când organismul încetează să descompună carbohidrații pentru energie și folosește grăsimile ca înlocuitor, apare un fenomen metabolic numit cetoză. Rolul acestui proces este formarea de cetone, compuși organici, care în cantități mici au un rol de înlocuitor pentru zaharul. Dacă cetonele sunt produse rapid în organism și se acumulează în sânge și urină, acest lucru poate produce cetoacidoză. Cetoacidoza se referă la procesul prin care au loc modificări ale funcțiilor ficatului și a altor organe importante care în mod normal folosesc energie obținută din carbohidrați. În final, acest lucru duce la afectarea organelor. În al doilea rând, puteți intra într-o stare de cetoză și fără a urma o dietă ketogenică. Există până la 3 moduri în care puteți descompune grăsimile în energie. Primul este înfometarea. Încă din anul 400 înainte de Hristos, Hipocrate a descoperit efectele cetozei. Acesta a prescris un tratament ce se baza pe aceste principii unui pacient care suferea de convulsii foarte asemănătoare cu cele epileptice. Dieta a redus convulsiile datorită faptului că grăsimile au fost utilizate ca sursă de energie pentru organism. Acestea sunt primele efecte dovedite ale cetozei asupra problemelor metabolice. Așadar, dacă nu vă privați organismul de acești nutrienți, acesta va ajunge la o stare de cetoză în câteva zeci de ore. A doua metodă este urmarea dietei keto menționate mai sus. În acest caz, nu trebuie să vă înfometați, ci doar să reduceți semnificativ aportul de carbohidrați. A treia, poate cea mai simplă metodă, este suplimentarea cu cetonă. Există suplimente nutritive care vă pot ajuta să obțineți această stare. În principal, sunt suplimente care accelerează producția de cetone în cazul în care urmați deja o dietă ketogenică. Pe de altă parte, acestea sunt produse relativ noi și, prin urmare, nu există studii relevante care să confirme efectele suplimentelor asupra cetozei. Este posibil ca în viitor astfel de suplimente nutritive să aibă aceleași efecte precum dieta ketogenică. Vreți să știți de ce dieta ketogenică este atât de populară? Pentru că datorită acesteia puteți pierde în mod semnificativ în greutate. Însă, înainte să vă bucurați prea tare, fiți atenți! Efectele dietei ketogenice au fost descoperite ca efect secundar. Dieta ketogenică a fost utilizată în medicină de peste 100 de ani, iar în 1911 a fost folosită pentru prima dată pentru tratarea epilepsiei. Ulterior, s-a constatat că pacienții care au urmat dieta keto au slăbit în timpul tratamentului. Treptat, eficiența sa a fost descoperită și de vedete și de sportivi profesioniști precum Gwyneth Paltrow, Kim Kardashian și LeBron James. Aceștia promovează dieta keto, o metodă pentru a pierde în greutate, pentru a menține greutatea sau pentru a îmbunătăți performanța sportivă. Cu toate acestea, din motive de sănătate, aceștia apelează la dieta keto doar pentru intervale scurte de timp. La fel ca și în cazul oricăror diete, dieta keto a suferit mai multe modificări și îmbunătățiri. Datorită acestui lucru, puteți alege între 4 tipuri de dietă keto, ce diferă în ceea ce privește proporția de macronutrienți. Acestea includ dieta ketogenică standard, cu un conținut scăzut de carbohidrați între 5 și 10%,
un conținut mediu de proteine de 20% și un conținut ridicat de grăsimi între 70 și 75%. În plus, o dietă ketogenică ciclică este foarte populară și anume în zilele în care consumați alimente cu un conținut scăzut de carbohidrați, alternați cu zilele în care consumați alimente bogate în carbohidrați. Un exemplu simplu, veți urma o dietă săracă în carbohidrați timp de 5 zile și veți consuma alimente bogate în carbohidrați timp de 2 zile. Al treilea tip este reprezentat de o dietă ketogenică țintită, în care în zilele de antrenament consumați alimente bogate în carbohidrați, iar în zilele libere consumați o dietă săracă în carbohidrați. Și ultimul tip este dieta ketogenică bogată în proteină, care este similară cu dieta ketogenică standard. Aceasta constă într-o dietă cu un conținut mai ridicat de proteine, ce reprezintă 35% din macronutrienții ingerați, 60% fiind grăsimi, iar între 5 și 10 carbohidrați. Așadar, știi deja cum funcționează dieta ketogenică. Acum să vedem care sunt avantajele și dezavantajele acesteia. Primul avantaj este pierderea în greutate, deoarece organismul folosește ca sursă de energie grăsimile în loc de carbohidrați, determinând astfel o pierdere în greutate mai rapidă. Însă, trebuie menționat acest lucru. Nu uitați că odată ce ați finalizat dieta keto, kilogramele pot reveni înapoi la fel de repede. Un alt avantaj oferit de acest tip de dietă este ameliorarea simptomelor epilepsiei. Mai multe studii arată că dieta keto este foarte eficientă în ameliorarea și controlul crizelor cauzate de epilepsie. Cu toate acestea, dieta nu vindecă această boală. În unele cazuri, efectele dietei keto asupra convulsiilor epileptice sunt aceleași ca și cel al medicamentelor antiepileptice. Consumul redus de carbohidrați din dietă poate ajuta de asemenea la eliminarea zahărului din sânge, reducând necesitatea producerii de insulină, care este utilă pentru transportul glucozei în organism. În cazul persoanelor care suferă de diabet, insulina nu funcționează corect și afectează capacitatea organismului de a utiliza carbohidrați în mod eficient și crește nivelul zahărului din sânge. Astfel, s-a dovedit că dieta keto este eficientă în abordarea acestei probleme. Ca și în cazul oricărei alte diete, dieta ketogenică are multe dezavantaje comparativ cu efectele pozitive. Am putea spune că acestea sunt chiar mai multe. O dietă ketogenică este sigură pentru persoanele sănătoase, însă pot apărea diverse efecte secundare atunci când organismul se adaptează la aportul scăzut de carbohidrați. Carbohidrații sunt foarte importanți în construirea masei musculare, deoarece sunt transformați parțial în glicogen, care este stocat în mușchi și ajută la creșterea și regenerarea acestora. Atunci când organismul intră într-o stare de cetoză, veți începe să pierdeți și carbohidrații acumulați în masa musculară. Principalele simptome ale cetozei, pe termen lung, includ și gripa ketogenică, care seamănă cu gripa obișnuită. Aceasta este însoțită de febră, greață, vărsături, dureri de cap și oboseală. Un alt efect secundar frecvent al cetozei este respirația urât-mirositoare, care apare din cauza faptului că cetonele părăsesc corpul prin respirație și urină. Dieta ketogenică interzice și consumul de fructe și anumite legume. Acestea conțin o mulțime de vitamine și minerale și fibre, al căror aport scăzut poate avea mai multe efecte secundare. Lipsa de fibre din dietă poate provoca de asemenea constipație. Aportul scăzut de carbohidrați are și el un efect negativ asupra femeilor însărcinate sau a celor care alăptează, dar și asupra greutății și dezvoltării copilului, pe care îl poate împiedica să obțină substanțe importante. În plus, dieta keto poate perturba ciclul menstrual regulat. În plus, dacă întrerupeți această dietă brusc, este destul de probabil să vă confruntați cu efectul yo-yo. Deci, trebuie să vă gândiți bine înainte să începeți o astfel de dietă. Acum că ați aflat suficiente informații referitor la avantajele și dezavantajele dietei keto, trebuie să știți și ce alimente aveți voie să consumați în cazul în care decideți să începeți o dietă. În mod logic, trebuie eliminate alimentele bogate în carbohidrați. Acestea includ, de exemplu, leguminoase, fructe, legume, orez, băuturi acidulate, dulciuri, alcool, produse de patiserie și pâine. În schimb, puteți consuma produse bogate în grăsimi și proteine. Vă puteți bucura de alimente precum pui, curcan, carne de vită, pește, legume cu un conținut scăzut de carbohidrați, ouă, brânză, lapte, caș, semințe de dovleac și susan, nuci sau unt 100% natural din nuci. Pentru cine este potrivită o astfel de dietă? Pe termen scurt, o dietă ketogenică este o modalitate eficientă de a pierde câteva kilograme. Deci, dacă doriți o pierdere rapidă în greutate, cu un efect pe termen scurt, dieta ketogenică este perfectă.
Dacă suferiți tulburări metabolice, cum ar fi diabet de tip 2 sau epilepsie, puteți ameliora simptomele lor cu ajutorul acestei diete, însă sub atenta supraveghere a unui medic cu experiență. Dar dacă vă doriți cu adevărat să pierdeți în greutate și căutați o soluție pe termen lung, dieta ketogenică nu este alegerea potrivită. În plus, nu este recomandată pentru femeile însărcinate sau cele care alăptează și nici pentru femeile care au un ciclu menstrual neregulat. Dieta keto nu este recomandată nici măcar sportivilor, deoarece poate provoca pierderea masei musculare. Și am ajuns la final. Cred că v-am ajutat să înțelegeți cum funcționează dieta ketogenică, astfel încât să puteți să luați o decizie corectă. Cu toate acestea, nu uitați că cel mai sănătos mod de a pierde în greutate este bazat pe combinația dintre o dietă echilibrată și exerciții fizice. Ne vedem în episodul următor FitPoint. Vă îmbrățișez cu drag!